Bun desit. Unii dintre oameni consideră că trebuie să aibă doar emoții bune, gânduri bune, comportamente decente. Să simtă despre toți și despre orice în termeni pozitivi. Să vorbească frumos oricând, să atingă pe scurt perfecțiunea. Ei cred că doar perfecți nu vor avea ce să își reproșeze cu privire la cine sunt și ce fac. Această imagine de perfecționism emoțional sau de minte pură aduce însă cu sine sentimente de vinovăție de fiecare dată când se încalcă regulile pe care credem că trebuie să le urmăm riguros. După cum știm foarte bine, spunem că fiecare om are părțile lui bune și rele. Apariția sentimentelor de vinovăție se datorează nepotrivirii dintre o percepție ideală despre propriul sine și cine suntem noi cu adevărat. Adică nu ne simțim bine cu părțile noastre rele în comparație cu ceea ce credem noi că ar trebui să fim. Din acest motiv, orice manifestare pe care o interpretăm ca negativă produce apariția unui sentiment de vinovăție. Să luăm ca exemplu furia, cei mai mulți spun că furia este o emoție rea, care nu trebuie să existe. Psihologii o includ însă între emoțiile de bază și spun că ea nu poate fi ștersă. Nu poți renunța la furie pur și simplu, ca și cum ai arunca o hârtie la coș. Manifestarea furiei, da, poate fi o problemă atunci când se face violent sau fără motiv. Și majoritatea oamenilor asociază furia cu violența, ceea ce nu este tocmai bine. Societatea are tendința de a-i izola pe oamenii furioși, chiar dacă furia lor nu lezează demnitatea sau integritatea fizică a cuiva. Din acest motiv, unii oameni se învinovățesc la cel mai mic semnal că s-ar putea înfuria din cauza că s-au autoeducat în spiritul luptei împotriva acestei emoții și consideră că nu au voie să se înfurie. Chiar și oamenii care sunt pașnici și raționali pot simți dorințe de răzbunare din cauza furiei pe care o simt față de cineva. Astfel de persoane se pot simți vinovate pentru că nu acceptă și partea lor negativă. Ne putem simți vinovați din tot felul de motive. Problema este să nu generalizăm sentimentul de vinovăție. Riscăm să alternăm imaginea de sine și să ne spunem că suntem pe de-a întregul niște persoane rele. Mecanismul este un cerc vicios în care nu doar emoția ne deranjează, ci și ceea ce ne spunem despre ea. Întotdeauna există în vinovăție o gândire de tipul: eu ar trebui să fiu așa, dar nu sunt. În realitate, ne dorim să fim mai aproape de perfecțiune decât suntem. Și din cauza sentimentelor de vinovăție accentuate, unii oameni încearcă din răsputeri să repare orice greșeală pe care ar face-o, chiar dacă faptele lor nu pot fi considerate greșeli. Astfel se explică situații extreme în care întâlnim oameni epuizați fizic sau psihic, în urma unui efort îndelungat al acordării dintre imaginea de sine și cine sunt ei cu adevărat. Din păcate, modul în care suntem educați ne influențează de multe ori, în sensul creării unor sentimente de vinovăție, acolo unde nu este cazul. Când alții ne critică pentru ceea ce facem, ei încearcă să ne arate cum ar trebui să fim. Mai târziu ne însușim această critică și dezvoltăm o voce interioară care va deveni ea însăși critică de fiecare dată când ceva din ceea ce facem nu se potrivește cu ceea ce așteaptă alții. Cu cât așteptările altor au fost mai mari, cu atât și autocritica este mai activă, iar sentimentele de vinovăție mai pronunțate. Din acest motiv, cei care se simt vinovați prea des sau prea intens au un motiv serios de a-și reevalua imaginea de sine. Pe curând!